Domn profesor, după dumneavoastră, doamna Despina, după dumneavoastră, domnul Marcel. Bunicul meu a luptat la Turtucaia. A scăpat din încercuire. Sunt emoționat, mă scuzați. Toți suntem. A trecut Dunărea în not. Avea asupra lui o Biblie. Iar din paginile Bibliei, când cei patru copii ai lui, pentru care și tata, au plecat în al doilea război mondial, i-a dat câte o pagină la fiecare și le-a zis să nu violați, să nu furați, să nu faceți fapte urâte și veți veni pe picioarele voastre. Tata a fost rănit de 3 ori, foarte grav, de la Sevastopol, de la Odessa, până la operațiunea de prețin Nirecheaza, a fost decorat cu serviciu credincios cu spade și alte ordine și medalii. A trăit 90 de ani, iar eu am încercat să-i continui tradiția. Am fost grănicer, la marginea țării, ofițer de grănicer, da. Ce grad? Ultimul, de ofițer superior. General? Nu, ofițer superior este colonel. Generalii nu sunt ofițeri. Generalii sunt generali. Și ne-am adus aminte de ce a spus stimatul domn profesor, de generalul Zizi Cantacuzino, care din bani proprii și-a vândut o moșie și a cumpărat mitraliere cu care a dotat unitatea lui care a luptat. Așa prestigiu a avut generalul Zizi Cantacuzino în fața inamicului, își inspecta trupele călare pe cald în linia întâi pe frontul din Moldova, iar mareșalul Falkenhayn și cu Mackensen a dat ordin ca niciun lunetist să nu-l împuște pe generalul Zizi Cantacuzino. La moartea lui a avut parte de funerare naționale, deși îmbrățișase credința în politică devenise legionar. Deci s-au întâmplat minuni și se mai întâmplă minuni. Am dorit să se întâmple minuni și acum cu poporul nostru, să iasă din negura în care a fost aruncat și noi zicem că a fost aruncat cam de prin 1989, când atunci s-au făcut aranjamentele pentru peste capul nostru, peste mulți ani și nu știm ce va fi. Dar dacă toți încercăm să educăm copiii noștri și nepoții noștri, poate se va ivi din nou pe cerul României Sfântul Nicolae și va salva acest popor și această țară. Vă mulțumesc! Dacă aveți dorința, numele dumneavoastră, vrea domnul profesor. Eu vroiam să vă spun altceva, domnule.